Pentru pe cineva drag, Mădălina. Tragic, dureros pentru toți. Din păcate, sistemul este un putregai. Cum e posibil ca oameni care au ieșit de acolo să moară după 12 zile? Bună ziua! Băiatul meu, în data de 4, noi am avut acceptul de la AKH Viena să-l transportăm. Nu au vrut să semneze cei de la spital, e vorba de cei care conduceau spitalul respectiv, spitalul universitar. A ajuns până la urmă pe 7 seara la Viena cu bacterii peste tot, în tot corpul. La întrebarea noastră de ce și-au bătut joc de el, mi s-a dat un răspuns dintr-o eroare de comunicare. Dintr-o eroare de comunicare a murit băiatul meu. Da. Numele meu e Laurențiu Istrate. Sunt tatăl unuia din cei care au murit la 13 zile după ce a suferit într-unul din spitalele bucureștene. Am fost mințiți și nu au fost transferați la timp în afară ca să li se acorde o șansă la viață. Nu știm dacă toți ar fi trăit, dar cu siguranță n-ar fi murit încă 37 după data de 30 octombrie. Am două întrebări, Cătălin Tonotan, de la Gazeta Sporturilor. Ceea ce știa și presa și ceea ce știa și opinia publică era că practic toată lumea și-a făcut treaba, autoritățile și-a făcut treaba impecabil și că primește cea mai bună îngrijire, care este posibilă, sigur, în drama respectivă. Același mesaj vi s-a transmis și dumneavoastră? Adică erați la fel de liniștiți ca noi toți, de fapt? Răspunsul a fost șablon la absolut toate spitalele. Avem tot ce ne trebuie, copiii dumneavoastră sunt tratați mai bine decât în Germania. Era răspunsul public. Da, același răspuns ne-a dat personal. Ministrul de la momentul acela, Bănicioiu. Thank you.
condoleanțe din partea Guvernului României, familiilor victimelor. Pentru fiecare dintre cei care sunt internați, se face tot posibilul pentru a fi salvați. Dar să anunțăm că în acest moment tot ceea ce ține de îngrijirea medicală este asigurat. Vă asigur că tot ceea ce se poate face și în Germania, facem și noi aici, pentru toți. Numărul celor gravi și critici e de 80-90 de pacienți. Avem absolut toate condițiile pentru a oferi maximum de îngrijire la standard european. Pentru noi, felul în care funcționează relația cu sursele este sfânt. Adică nu vrem să periclităm oamenii deloc. Da. Ce să vă spun? Toți au murit prin infecție cu diversi germe. Cel mai agresiv este piocianicul. Deci, practic, ei au ascuns lucrurile astea, da? Deci infecție intraspitalice. Infecție intraspitalice. Ei de asta au murit? Da. Și la alte spitale ați mai auzit? S-au murit tot din cauza bacteriilor? Da. Nu avem nicio condiție. Nu există condiții. Dacă apuca să infecteze cu asta, ei nu mai au nicio șansă. Nu. Eu la 48 de ore am avut la unul din pacienții mei doi germeni. Dacă nu spunem lucrurilor pe nume, suntem complici. Un medic nu poate fi obligat să, nu? De către nimeni să spună ceva ce este împotriva conștiinței lui. Faptele sunt fapte. Pacienții au fost ținuți într-un mediu cunoscut septic și expuși unor infecții cu germeni dintre cei mai rezistenți din Europa. Practic, astea sunt faptele. Spitale care nu tratează în mod obișnuit mari arși au fost puse să trateze mari arși. Oamenii care au avut pacientul în pat în spital au trebuit să se descurce cum au putut. Iertați-mă, ați auzit vreodată că ar fi probleme cu substanțele folosite pe rolul de dezinfectanți? Care n-ar avea calitățile necesare sau... Ia. Când iese cu următoarea, dau un pic în față, da? Ia uite. XIOD. Da, e XIOB. Păi nu, oricum o să mă uit pe etichete să văd care să fie. Ei sunt mai multe, vezi că asta e diferită. Sunt diferite. Nu e cu negru, nu e cu negru. Asta ce e? Asta e fabrica de la Hexifarma, din Mogoșoaia. Adică e locul unde lucrează surse. Da, da, da. Deci aici îi produc dezinfectanți pentru 350 spitale. Aici au lucrat, da. Bun, ok. Mai departe. Și... Bine, aici am prins pe băiatul ăsta cu... Sări pe ăsta, nu mă interesează. Așa? Duceau dezinfectanți. Da, 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 duceau dezinfectanți. Mai departe. Da, îi încărcau în mașina asta. Pe patronul ai? Da, 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 am stat câteva ore bune. Stai puțin. Uite, vezi, asta e mașina patronului. E Porsche. Ok. Porsche, da. A, e la volan. Ăsta e? El este. El este. Îți dai seama, nu e... Medic, ia de o poză cu fața ta. Da, e medic, a făcut un MFU. Deci după ce am făcut primele poze, am telefonat sursele, știi, băi, ăsta e, le-am trimis fața lui și... Și au zis, da, domne, el e Dan Condrea, știi? Ăsta e băiatul. Ok. Deci ideea încă o dată este că un producător din România pune pe piață și ajung în spitale substanțe dezinfectante care sunt diluate, cu o proporție diferind de la substanță la substanță. Prima sursă, da? Zice, ți-a zis ea. Că sunt diluate substanțele active din dezinfectanți. Adică auzi, nu se respectă... Asta e
Da, chiar ăsta da, e primul lucru ți-a zis? Mi-a pus, uite, rețetele astea, eu vedeam niște tabele și mi-a zis, uite, substanță activă. 60 de kilograme la, la o cantitate de 600 de kilograme de dezinfectant, 10%. Uită-te la compoziția de pe etichetă, trebuie să fie 15%. Aici la fel. Și sursa spune că, după părerea ei, n-au schimbat rețetarul nici după colectiv. Da. Și mi-a zis. Mm-hmm. În loc să omoare bacteriile, ne omoară pe noi. Și a doua persoană a zis la fel, că nu vreau să fiu un criminal. Am o anumită conștiință și de-aia plecă de la firmă. Cum spuneau ăștia de la... Cum își făceau reclamă? Asta și Exifarma? 1000 de clienți, 2000 de săli de operații, 140.000 de mâini. Deci 2000 de săli de operații. 2000, da. În 2000 de săli de operații se folosesc substanțe diluate. Poate fi cineva atât de viclean încât să falsifice documente? Eu spun ce să se întrebe mulți dintre cititori. Bă, duceți-vă și faceți o analiză la produse. Da. Acum eu nu comentez deloc. Nu cunosc și nu am competența să vorbesc dacă aceste produse, dacă numai aceste produse, ele însele au contribuit la... Da. Trebuie să semneze undeva că a primit? Să pricep. Deci poate să facă de 10 ori mai mică. Pe de o parte îmi doream să fie, pe de o parte nu... Îți dai seama că am trecut prin spitale? Dar știi cum e asta? Că practic substanța asta se mai și diluează, se folosește poate și prost. Păi asta e, că și prost și se diluează peste instrucțiuni. Ca să lungim... Și după aceea te întreb de ce găsești pioceanic în cuva de la astea. De la, da. Acum înțeleg. Medicul vede, 30 de minute trebuie să pun bisturiul ăla acolo, într-o oră am operație. Ia bisturiul cu tot cu pioceanii pe el. Băi, am prins. Vă comunicăm oficial. Ia, supraset. Vorbim despre supraset. E de 10 ori. Și este exact substanțele pe care le folosesc doctorii în sala de operație. Astea au fost când la spitalele de la colegi. La Sfântul Ioan și la Pantelimon și la Arș și le-au donat ei. Unde nu erau, s-au dus să le doneze. Deci statul român nu a controlat siguranța cetățenilor săi până la a lăsa pe un... Nu știm ce este, nebun, criminal, abar la gând a fost să facem analiza. Eu nu m-am gândit la altceva. Bă, trebuie să facem analiza, să vedem să vezi dacă ceea ce e pe etichetă coincide cu ceea ce e în bidon. Și statul nu se gândește măcar o singură dată să verifice. Să face asta, așa. Să-l verifice pe nebun, mai ales când știe că a pus mâna pe toate spitalele. Mă, odată să verifici pe ăsta care a umplut spitalele cu substanțele lui. Hai să împărțim pagina, asta doare capul. Nu mă doare capul. Să mă sunăm pe domnul ministru.
E 6 deja, nu? E 6. Dar având în vedere ce urmează să publicăm, cred că e o problemă pentru ministru dacă nu există poziția ministru. Și pentru public, sincer. Revenind în direct la România 24, Ministerul Sănătății a decis să înceapă controle în ceea ce privește dezinfectanții folosiți în spitalele de la noi din țară, după ce o anchetă a Gazetei Sporturilor a arătat că în cazul a două produse, substanța folosită la dezinfectarea blocurilor, operatorii diluează această substanță chiar și de 10 ori. Bombă biologică în spitalele românești, dezinfectanții folosiți în mii de fel de operație sunt de fapt apă de ploaie. Mai mari din sănătate n-au explicație, abia au demarat ancheta. Am dispus controle mixte, corp de control, inspecție și DSP-uri. În total, 208 spitale din țară s-au supus controlului. Au fost luate probe de pe noptierele din saloane, tăbliile paturilor și holuri. Cele mai mari suspiciuni sunt legate de produsele Hexifarma, despre care jurnalistul Cătălin Tolontan a afirmat că s-au dovedit neconforme. Mai exact, concentrat. Cătălin Tolontan, care s-a implicat profund în ancheta acestui caz care a schimbat un întreg guvern. Am adus, ar vrea să vadă oamenii și pe telespectatorii televiziunii publice această hârtie, să-mi spuneți unde pot arăta. E aici o cifră 1,17, asta e concentrația unei substanțe active dintr-un dezinfectant. Pe etichetă este de 12. Este diluat de 10 ori. Și la capătul procesului sunt cei mai periculoși viruși din toată Europa. Acum ne este foarte clar, a existat o minciună instituțională la nivelul statului român, la toate palierele de comunicare, că tot ceea ce au făcut a fost perfect, că sunt condiții ideale în spitale, ca în Germania, ca să citez. Așa s-a spus, ca în Germania. Și noi am avut o încredere oarbă în autorități. Și aici mă includ ca jurnalist și am spus-o de foarte multe ori. În momentul în care presa ajunge să fie facă reverențe autorităților, autoritățile se vor purta rău cu oameni, cetățeni. Întotdeauna se întâmplă asta, prea depinde în lume, s-a întâmplat și în cazul nostru. Principala noastră responsabilitate este siguranța pacienților noștri. Și de aceea suntem datori să verificăm orice suspiciune apar care pot să afecteze siguranța pacienților noștri. În acest context, vă voi prezenta testele de sanitație.
Practic, se verifică pe suprafețe, pe mâini, pe obiecte, dacă produsul utilizat a avut efectul scontat în sensul distrugerii microorganismelor. În peste 95% din situații, acest lucru a apărut, deci testele au fost conforme. Un număr de sub 5% au fost teste neconforme. În condițiile date și consecutiv măsurilor pe care le-am dispus, consider că pacienții noștri sunt în siguranță în acest moment. Bun, dar avem răspuns la întrebarea pe care noi toate adresăm de câteva zile, referitoare la concentrația substanțelor din acești dezinfectanți. Acest lucru face obiectul anchetei în curs. Da, pentru ca oamenii să se simtă în siguranță, totuși ar trebui să le spuneți ce măsuri s-au luat în acele spitale unde s-au găsit testele neconforme. S-au luat toate măsurile conform legii. Aceste teste pentru câți germeni au fost testate? Deci aceste substanțe omoară câți germeni? Nu se testează germeni, stimate domn. Da? Se testează ce crește după pe ceva, orice crește. Deci nu se testează. Deci, iertați-mă, nu avem un răspuns care nu spune asta. Primit astăzi de la DSP București, care spune că cele 9 spitale care au făcut analiza la DSP, în laboratorul DSP, spitale din București, au testat doar 4 germeni, atât. Deci procedura, ca să înțelegem, a fost următoarea. Oamenii din spitale s-au dus și au luat, este o autoprobă, practic, da? Așa se și numește. Vreau să vă explic un singur lucru. Când aceste analize sunt lucruri obiectivate, da, și documentabile. Aceste lucruri sunt documentabile, deoarece toate rezultatele provin din laboratoare acreditate. Sunt exact aceiași oameni asupra cărora planează acum suspiciunea că nu și-au făcut jobul corect. Cei care au făcut achizițiile, uneori la suprapreț și necontrolând, dacă aveau cum să controleze calitatea... Sunt singurii care sunt acreditați să facă așa ceva. Doreați să aducem niște extratereștri să facă acest lucru, stimate domn. Mă gândesc că se puteau aduce. Nu. Până la proba contrarie, nu pot face afirmații vis-a-vis de nici o firmă, oricum s-ar numi ea. Nu pot să invoc sau să folosesc ca și probe analize făcute de laboratoare care nu au acreditare. E o criză falsă, deci. Haideți să nu mai folosim cuvântul criză. Nu-i de ajuns o campanie de acest gen ca să rezolve problema. Acești dezinfectanți își fac treaba și și-o fac în 95% din situații, iar în celelalte 5% am dispus măsurile prin care ei să nu mai afecteze siguranța pacienților noștri. Nu a... care nu se regăsește și de unde știm noi că mortalitatea în terapie intensivă e undeva la 90%, tocmai din cauza focarelor de bacterii nozocomiale. Bună ziua, Cătălin Tolontan, sunt la răzgăsă. De ce v-am sunat? Este un... Probabil că vă imaginați, e legată de povestea asta cu biocizii în spitale și problemele care există.
diluarea lor și nu numai diluarea. Și știu că la un moment dat dumneavoastră aveați o discuție pe tema asta cu oamenii din servicii, că ei știau lucrul ăsta. Discuția între noi rămâne confidențială, pe o sigură de asta. De mult, da, adică acum 10 ani, ceva de genul ăsta. Cam așa, nu? Avea 1200 de euro. 1000 și ceva de lei. Eu am mai puțin la lei. Așa, dar vă mai aminti cum au reacționat cei de la SRI când au zis acum vreo 10 ani despre problemele astea? Bun, aș știți că lucrăm mai mult, că mulți colegi, dar în fine, ne străduim, încercăm. Da. Da, e adevărat. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc mult, domnule profesor. O seară bună. Mirela? Care și nu stoi? Ok. Bine. Deci există un om care a vorbit de zeci de ori cu SRI-ul din 2008 și că le-a spus, înțeleg că le-a dat mii de pagini de documente. Când a trimis nouă câteva zeci, lor le-a dat mii de lungul acestor ani. Inițial au fost doi oameni care au luat contactul cu el în general și după aceea s-au vorbit cu el cel care era specializat pe medicamente, pe industria farma. Faza nasoală este că el a zis, băi, asta e puțin, totuși vorbim de ani de zile, nu faceți nimic. Face nimic. Da, nu, facem la poarte și le se opresc undeva. Unde se opresc, a întrebat el. Nu i-au spus dacă în interiorul SRI-ului sau în afară. Știu, noi nu începusem să publicăm și ne întrebam, bă, la serviciile știu. Au, totuși un om care l-a spus 8 ani de zile, doi, aici da. O crimă ce se întâmplă, mă oameni în spital. Tu crezi că lumea înțelege sau... Da. 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 Tu dacă ai o rudă sau cineva care ți-a murit sau da. Care suferă acum, de urmă aia nebunești. Da. E povestea e atât de halucinantă încât mi-e teamă că o să pare nebun. De ce se pare că ok. Pune pe postă că ziceam să punem alea două cifre care erau acolo, 0, 2, 0. Nu. Lasă în text ca să mă spargem textul și partea. Ah, okay. Bine. Hai, după la sănătate pentru toți, nu doar pentru mafioți! Sănătate pentru toți, nu doar pentru mafioți! Sănătate pentru toți, nu doar pentru mafioți! Să recunoaștem efortul jurnaliștilor români, ăștia care au mai rămas cinstiți! Se cuvine să aplaudăm! Aplauze pentru jurnaliștii români care au fost comunicați! Ca să vedeți unde am ajuns. Indiferența! Ucide! Indiferența! Ucide! Indiferența! Ucide! Indiferența! Ucide! Viruați corupția! Viruați corupția! Revizia! 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 Serviciul Român de Informații a trimis Parlamentului documente care probează că în perioada 2011-2016 a transmis 115 informări cu privire la infecțiile intraspitalicești. În documentele de informare au fost prezentate inclusiv aspecte referitoare la calitatea necorespunzătoare pentru dezinfectanții utilizați la nivelul unităților spitalicești din țară.
Beneficiarii sunt președintele României, premierul, ministrii sănătății, prefect. Bună ziua, Adriana. În urma presiunilor de stradă de ieri seară și a situațiilor tensionate din domeniul sănătății, premierul a convocat structurile de conducere din sănătate. Spunea premierul că sănătatea a devenit prioritatea 1 a guvernului în acest moment și că așteptăm concluziile întâlnirii de astăzi. Știm că în urmă cu puțin timp au ajuns și secretar de stat din Ministerul Sănătății, dar și ministrul Apărării. În această dimineață am avut o discuție cu premierul Dacian Cioloș. Au existat diferențe de abordare, motiv pentru care am decis să îmi înaintez demisia. Sunt partea sistemului, vin din sistem și îmi doresc schimbarea în bine a sistemului. Și pentru asta toate bunele mele intenții au fost puse în joc. Vă mulțumesc. Domnule ministru, am spus că am vorbit de un guvern care a promis că va dialoga. A fost evident din primul moment că are o problemă. Are o problemă, cum să vă spun, poate de director de spital, nu atât de ministru. Și cumva s-au contaminat, ca să folosim un termen la modă, acțiunile și deciziile ministrului cu amintirile directorului de spital, care avea produse Hexifarma în spital. Nu că asta ar fi incriminant în sine, că sunt 350 de spitale din România care au aceste produse. Polițiștii au descins simultan la 3 sedii sociale ale Hexifarma din București și din țară. Patronul societății Hexifarma a fost cel care a venit să deschidă ușile depozitului. Răspunea la dispoziție polițiștilor actele pe care le aveți, documentele. Nu doriți să declarați nimic? Deci, offshore-ul se numește Hatom Limited. Ăsta eu sunt sigur când îl caut în cifru că este el sau este nevastă sa. Hai să vedem unde este... Uite! Împuternicit domnul Condra, domnul Alexandru, de la morții lui. Păi, cum să zică că nu e a lui? Așa. Noi am făcut rost de... Asta se te extrase de cont, da, de bancă de cifru. Da, se extrase de cont de la bancă de cifru. Exact. Da. Da. Asta pot... Mai știam o jmecherie să fac rost, dar câte aveți? Aveți multe? Nu ne mai trebuie. Aveți retrageri? Pentru că acolo trebuie să vedem banii. Sunt suficient. Banii pleacă cu retragerea asta. Noi avem demonstrația că el plătea de 7 ori mai mult pe materiilor prime. Deci el plătea, cumpăra la fel de piață în offshore și offshore îi dădea de 7 ori mai scump lui Hexi. Da? Asta. Ca să încarce Hexi. Ca să încarce Hexiul și să-și păstreze banii pentru negru, da, ca să mituiască în offshore-ul. Ăsta e transferul clasic. Da. Și în offshore rămâneau banii mulți, da, pe care îi scotea și dădea în sistem bani negri. Să mituiască unde avea nevoie să mituiască. Aia iarăși trebuie să o facem împreună, că nu dau seama cum trebuie să facem. Okay. Deci din 100 de epidemiologi, ci că 80 da, au fost... Lui. Ai lui, mai mult sau... România 24, am revenit în direct, Dan Alexandru Condrea, proprietarul Hexifarma, vine la parchet. S-au diluat vreodată de la dumneavoastră, de la firmă, acele produse? Dan Alexandru Condrea, intrând în sediul parchetului general, este o anchetă penală privind dezinfectanții probabil diluați, care se află în spitalele din România. Este o anchetă penală. Rezultatele testelor de concentrație pentru dezinfectanții Hexifarma vor fi gata mâine. Analizele sunt făcute la ICHIM, singurul institut specializat în astfel de teste din țară, care nu e însă acreditat. Bună ziua! Yeah. Am decis să prezentăm acest prim set de rezultate.
există diferențe în concentrații între valoarea declarată și cea estimată prin analizele făcute la ICHIM. Glutaraldehidă, de exemplu, avem 12% valoare declarată, 1,23 valoare măsurată. La un produs de iod, valoarea declarată este 10, cea determinată este 7,41, tot în procente concentrație. Bun, deci cam în felul ăsta sunt toate produsele biocide de la firma Hexifarma. Aveți un microfon acolo, dacă nu vă supărați. Da. Cătălin Tronotan, Gazeta Sporturilor. Dintre produsele analizate, câte produse sunt neconforme? La toate s-au constatat neconformități. Deci la toate sunt neconformități? Da. Stați deci, per total, fiindcă se analizează produsul. Ok, deci toate produsele pe care le-ați analizat sunt neconforme. Atunci, ne puteți explica, vă rugăm, acel 5% anunțat acum o săptămână de domnul ministru Cadariu? Este cu totul și cu totul o altă discuție cu cele 5%. Deci să știți că din punct de vedere nu sunt un epidemiolog, ca să pot să explic foarte bine. Am întrebat sunt la medic, nu ca secretar medic de stat, da. Dar, deci este posibil ca 14 produse care nu sunt conforme să fie, să producă acel rezultat ultramajoritar al eficienței? Testele de sanitate arată încărcătura de germeni de pe mână sau de pe suprafețe după ce a fost curățată. Cu Hexifarma? Nu, curățată. Da. Nu ascultați până la capăt? Vă rog. După ce a fost curățată și tratată cu un biocid. Deci aceste produse care astăzi, în număr de 14, de 100% sunt neconforme, sunt cele care au generat eficiența de 95%. Testele pe care le-am efectuat pe aceste substanțe, care sunt teste chimice, nu de sanitație, deci cu totul altul, au ieșit prost. Orice altă apropiere între ce s-a întâmplat și ce se întâmplă, nu cred că are rost să o mai discutăm în acest moment și nici să discutăm prea mult în legătură cu fostele teste. La ce riscuri a fost supus un pacient care a fost operat de un medic care și-a curățat mâinile cu această soluție, dacă substanța activă trebuia să fie de 25% și la test a ieșit 0,01%? Sigur, există risc, dar nu operăm cu mâinile goale. Da? Sunteți omul care l-a ridicat de la ICHIM, nu? Nu aș vrea să intrăm într-o discuție, dacă îmi dați voie, legată de ce simțim și ce facem. Nu, dar care a fost primul sentiment ca noi? Primul sentiment este acesta pe care vi-l exprimăm fără emoție. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Pe măsură ce avem rezultate și decizii noi în legătură cu această situație, venim cu informații. Vă mulțumesc. Sper ca ancheta procurorilor să tragă niște oameni foarte concret la răspundere. De la substanțele astea de dezinfecție diluate ar trebui să înceapă totul. Pentru că sistemul sanitar din România și banii care sunt pompați acolo, ăia se diluează. Se diluează niște buzunare așa invizibile, care se apără între ele tot timpul. Iar de suferit suferă pacienții. Să aveți grijă, vă rog frumos, la moderare cu asta, cu ștreangul, împușcați, fără, vă rog. Da, genocid, da? Vezi că-s mulți că fie, dar bine. Nu, faptul că spun că e genocid nu e o problemă, dar să nu îndemnăm la violență. Dar vă rog, adică o să fie multe din asta, omorâții, jupuiții, îndemnăm. Vorbim așadar despre o posibilă sinucidere, pe de altă parte despre un simplu accident rutier în care Dan Condrea, iată, a căzut victimă și nu în ultimul rând, să nu uităm, despre posibilitatea unei crime. Toate au venit aici, pe bine, vor apărea cu siguranță crime. Haideți, frumos, acum. Dar s-au terminat cercetările sau nu s-au terminat? Că dacă nu s-au terminat, de ce ați luat mașina? O situație destul de dificilă, în condițiile în care cadavrul era desfigurat. Au fost într-adevăr descoperite actele lui în mașină, dar a fost nevoie ca soția lui să fie adusă la partea locului pentru a putea să facă aceare. Nu știu, dar noi am înțeles că din momentul ăla că el este super filat de către ei.
Am schimbat și chitii și sunt la vreun bloc. Ok. Că... Doamna Felicie, de 10 ani, fost însoțit de clar, nu era genul care să se omoară, ci genul care te omora el pe tine. Dacă e sinucidere, l-a împins să facă asta. Da, Mirela. Zi, să mă. Ăștia au nebunit toată lumea, nebunit. Toată lumea merge pe variant a stat mafiot care l-a ucis pe ăsta. Dar de ce dracu? Că nu suntem singuri, că vorba din mesaje, vorbim cu oameni, toți gândeau la fel. Bă, de ce ăsta e liber? De ce nu e supravegheat? Dar ei, mult normal, trebuie să ducă la contra. Primul să-i spună, bă, ce ai făcut? Zine ca să nu ne mai pierdem timpul cu așa. Și doi, ia dă-ne, mă, hai dă-ne o listă. Cu 50 de nume din sănătate pe care le-ai spăguit tu. Ca să... Să pică la înțelegere. Exact. Nu avem vreo sursă pe care să nu fie apelat, să puteau apela la ea să ne zică ceva. And like get to that one. So just squeeze it right underneath it from through the leg. So and then just lift it up slide and open. Don't mess up. Yeah. You doing that? Yeah. So you can just move your thumb around. Yeah. Keep it open. And don't not keep it open. Relax. Very easy. Okay, let you move about and just practice. Eu sunt Vlad, e de vineri, după amiază, sunt ministru sănătății. Vă mulțumesc mai întâi că sunteți aici și pe mulți dintre dumneavoastră vă cunosc de ceva vreme. De pe vremea când eram ONG-ist, activist pentru drepturile pacienților. Mă aflu acum în fruntea acestui sistem care cu siguranță trebuie îndreptat. Și pentru a așeza lucrurile pe bază mai curată, mai transparentă și mai solidă, o să am nevoie de susținerea dumneavoastră. O să am nevoie de aliați. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să câștigi sau să recâștigi încrederea cuiva, este să încetezi să-l minți. Vom avea rezultate și de la alți dezinfectanți, de la alți producători de pe piață. Pot să vă anunț că vom face teste de sanitate pentru toate substanțele biocide folosite în spitale. Iar rezultatele vor fi publicate imediat după centralizarea lor. În două săptămâni, secretarul de stat de la Ministerul Sănătății a promis public că vor fi analize fizico-chimice și pentru ceilalți dezinfectanți ai celorlalte firme existente pe piață. La Hexifarma, spitalele și-au făcut propriile teste și au ieșit toate în regulă. Și acum demarați din nou teste de sanitate în spital. Faceți același control de la capăt, care odată a ieșuat. Există câteva chestiuni legislative pe care trebuie să le lămurim, inclusiv în legătură cu controlele de sanitate, pentru a putea fi relevante cu adevărat. Peste câteva zile, după ce vom rezolva problema, vă voi oferi detalii. Aștia sunt cei trei pași de transmitere a germenilor în
cazul infecțiilor nozocomiale. Asta ar fi igiena personală și mediul. Zice aici recomandările Consiliului Europei și după aia zici că la interval de 3-4 ani statele sunt invitate să comunice statul. Noi am raportat și suntem jalnici la ambele. Ce mai jalnici? Estimarea e cam la 12.000 de cazuri pe an comunicate. Mulți pacienți pleacă acasă fără să aibă semne de boală, doar colonizați. Vrei să vezi asta cum te așteaptă, doamna? De capul meu. Da. Da, vreau. Și să rămână? Ce? Să mă lase până mâine, că n-am cum să... Tolontan a scris la unele dintre voi, eu sunt Vladul de pur și simplu în bar. Este genul acela de seară în care toate lucrurile se pot spune foarte clar într-o astfel de chestiune, într-un astfel de subiect, într-un atât de mediatizat și, credem noi, cel mai mare scandal din ultimii ani de zi. Și poate vorbim apropo de sănătate și de ce se va întâmpla în continuare în aceste dosare. Pentru că Hexifarma nu este un accident. Cu alte cuvinte, ne putem întreba dacă au făcut-o de capul lor, de unii singuri. De pildă, de la Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Craiova, director Olguța Alice Gavrilă, cumpără 180 de litri de suprasept la 28 de lei litrul și 1010 litri de suprasept, practic de 6 ori mai mult, să zicem, da? La 38 de lei litrul. Deci mai scump. Când cumpără mai mult, bun, cumpără mai scump. Adică nu putem trece peste lucrurile astea ca și cum ele n-ar exista. Aici vorbim despre un întreg sistem. Credeți că este fezabil ca, nu știu, Condrea să poată să dea șpagă... Nu Condra la... personal, da? Sistemul crea de Condra. Sistemul crea de Condra, deci Condra cine? Floridinul ăștia, angajații lui. Să dea șpagă la 300 de manager de spital? Nu știu dacă doar manager de spital, că nu managerul ia decizia deci întotdeauna. Deci mărim numărul de la 300? Sigur că mărim numărul. De unde credeți că este panica? De unde vine panica în acest panica moment? Panica pui? Panica din spitale. Panica managerilor de spitale. Eu nu v-am văzut niciodată în intervențiile noastre televizate altfel decât foarte vehement. Foarte vehement, cu un ton foarte acuzator, în momentul în care o întreagă țară se isterizează și oameni refuză să mai intre în spitale pentru că să nu sară infecția pe ei, în momentul în care alte persoane se sinucid din cauza intensității contextului... Știți de ce s-a sinucis Dan Condrea? Poftiți? Știți de ce s-a sinucis Dan Condrea? Și cred că era deprimat. Cred că a încercat să atribui sinuciderea unui om, care este o chestiune atât de intim legată de niște resorturi umane, foarte greu de cunoscut. Dar, de exemplu, în cazul acesta, ancheta a băgat pe cineva în mormânt, totuși aici e o întrebare, sau cel puțin pe cineva. Nu a băgat pe cineva în mormânt, vă contrazic. A susține acest lucru în continuare este o interpretare, după părerea mea, abuzivă a unui gest de o suferință și de o intimitate greu de scrutat de către oameni. Eu aștept dacă atribuiți în continuare seara. Sinuciderea nouă... Nu, n-am atribuit asta. Pe asta a spus că ancheta a băgat pe cineva în mormânt. Presiune. Poate că avea remuscări, nu vă supăra asta, a făcut experimente pe 300 de spitale din România. Această firmă a făcut aceste lucruri de la începuturile sale, nu acum 2-3 ani. Acest lucru poartă un nume, iertați-mă. Se numește experiment. În știință, acest lucru poartă un nume, se numește experiment. Dar se face într-un laborator. Nu se face la scară națională, în 300 de spitale, și pe riscul a 3,8 milioane de cetățeni români care sunt spitalizați în fiecare an. Haideți să recapitulăm. Da? Deci, din toate scrierile tale despre sistemul medical, care sunt toate din acestea teribile, către ce tinzi? Băiatul meu a fost primul critic, cu termenii tăi aproape, ai relatărilor de după colectiv. Replica lui fiind, acum acești oameni trebuie lăsați să lucreze, se referă la medici, nu să veniți cu respectivele dezvoluiri. Ce ai spus copilului tău? I-am spus că asta este meseria mea, oricât de antipatic ar fi, și peste două luni am ajuns la concluzia, poate că e greșită, că de fapt tăcerea noastră din acele zile, că au fost niște zile de tăcere, au permis autorităților să ne mintă.
Nu există în meseria asta, după părerea mea, nu există un scop final. Singurul lucru pe care încerc să-l fac este ca, în urma discuției noastre de astăzi, mâine dimineață, când se vor gândi, oamenii să spună că știu un pic mai mult față de forțele care le modelează viața decât au știut înainte să vadă discuția noastră. Venind în completarea noastră, dacă procuratura se ocupă de Hexi, de ce noi trebuie să testăm Hexi? Ok, și aici am răspunsul foarte clar. Hexi e încă pe piață. Este blocat temporar în magazinele spitalelor. Deci nu avem produse Hexi Pharma în spitale. Da, dar asta e din alt motiv. Pentru că nu suntem în stare să le testăm. Bă, dar nu se poate. Un stat, nu poți să prind statul. Jumping to conclusions. Nu se pot retrage alea, pentru că legea spune că este în răspunderea companiei să-și retragă produsele, iar compania nu poate să și le retragă pentru că nu poate emite facturi storno, pentru că are conturile blocate de judecătoria sector 5. Ok, bun. Da, aici cumva în țara asta, deci tu, în orice societate normală la cap, dacă un produs face rău, trebuie retras imediat. Ăsta e un produs care face rău. Nu știu, dar trebuie să facem legislație dacă nu există. Dar nu, dar stați puțin. Deci ca să acuzi pe cineva, tu procuror trebuie să-i faci tu testarea ta. Nu știu unde o faci tu. Nu e treaba ministerului unde o face procuratura. E treaba procurorului. Exact. Și să lăsăm asta okay, Hexi Pharma în seama adică, procuraturii. Deja, să nu mai ocupăm noi de Hexi Pharma. Deja Ministerul Sănătății trebuie să aștepte să vadă soluționarea. Ok. Care este, Hexi, cum putem legal să interzicem? Deci care este soluția cu biocidele? Nu știu. Păi n-avem pe Elena, Gabi, deci s-o dau eu? Nu, dumneavoastră nu trebuie să găsiți soluții și nici consilierii dumneavoastră. Deci soluțiile trebuie să vi le propună funcționarii publici ai Ministerului Sănătății care sunt specialiști în domeniu, pe fiecare pe domeniul lui, iar dumneavoastră puteți să le agreați sau nu. Deci ideea e că noi avem foarte multe produse biocide pe piață acum care nu respectă reglementările europene. Și de cine? Au substanțe active. Cine le-a aprobat? Hai să vedem cum. Noi hai să luăm așa, ca procurori. Cine le-a aprobat? Cine le-a avizat? De ce le-a aprobat așa? Cine a făcut regulile pentru care au fost aprobate? Prin care au fost aprobate? Pe baza cărora au fost aprobate? Și dacă nu, cumva comisia asta trebuia să se gândească că totuși ceva a mers wrong și că ar trebui schimbat. Dar pe bune, în scris, nu glumesc. Deci să le facem o tasta, eu o semnez și eu cer explicațiile astea. Dar pe mai mult să vedem să facem asta, ce trebuia făcut de mult. Cine a avut atribuțiuni pe biocid? Pe bune, hai să-i dăm afară pe toți. Deci asta s-o tăiem că-i se aude vocea ei. Ăștia pot fi scoși, adică mă gândesc că... Evident. Dar totuși, v-a zis o zi înainte. Se adică, face baia... Deci, practic, arsului în fiecare zi. Putem să zicem că nu erau spălați absolut deloc de când... Aș mai trebuit pe Ivana. Nimănui. Eu n-am mai vorbit cu nimeni. Pentru că am realizat, v-am zis de atunci că nu... Ei știu tot. Și nu fac nimic, deci nu schimbă nimic. Domnul ministru, nu știu motivele. Și nu întâlnul dumneavoastră, care ar fi să domne, eu aș închide spitalul ăsta. Deci ai Piocea Nicola rezistent la absolut toate antibioticele. Ai morți prin transfuzii incompatibile, da. Ce mai aș... Ce? Adică ce se poate schimba? Ai viermi. Ce se mai... Ce mai trebuie schimba să... acolo, da? Sau ce să se mai întâmple ca să schimbi, într-adevăr? Nu vă uităm, mă. Mai vă păstrăm anonimatul, da? Dincolo de faptul că ne mor oamenii la terapie intensivă, mor cu zile cu vieni, da? Au ajuns să facă vieni pacienții.
Bă, deci toată lumea vrea să audă de la tine ce căcat faci. Cât mai lasă ministerul să moară oameni acolo înainte să facă ceva? Asta va fi întrebarea. Da, nu, îți închid în momentul ăsta, serios. La 11:30 e conferință de ministru, Ioana. Toată lumea asta așteaptă măsuri, că mor oameni. Ce poți să faci să iei măsuri categorice? Dar măsurile categorice nu înseamnă... Da, mă, măsurile categorice nu sunt alea care se iau la nerv și de azi pe mâine. Nu poți să închizi spitalul, este irresponsabil. Trebuie mutată secția. Scrie asta? Scrie asta. Singurul motiv pentru care acel spital încă există este personalul medical de acolo. Și faptul că n-ai loc unde să duci pacienții, că trebuie să spui și asta, nu se poate. Să nu spui, da, n-am unde să duc există pacienții. Există personal medical care tratează, care știe să trateze acești pacienți. Pacientul ăsta cu vierme a murit? Nu știu. Dar ar fi bine să aflăm. Îmi cer scuze, pacientul pe care îl vedem în filmuleț, cine este? Uh-huh. Înțeleg că domnul Badea nu este mare azi. Uh-huh. Aha, ok. Bine, 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 trebuie să vă las. Mulțumesc frumos. A și murit omul ăla. Azi noapte. Încep prin a vă spune cât de mult regret situația pacientului de la spitalul de Arș. Această conferință este despre spitalul de Arș. Spitalul de Arș care se află într-o situație gravă și nu de ieri de azi. Situația de la spitalul de Arș o cunoaștem cel târziu de la colectiv și nimeni nu a făcut nimic semnificativ pentru acest spital. Dincolo de problemele grave de management, singura măsură rezonabilă este relocarea spitalului. Domnule ministru, acolo probabil nu s-au respectat niște protocoale de îngrijire. Dacă pacienții aceia au ajuns cu niște viermi, înseamnă că nu i-a spălat nimeni, nu i-a curățat nimeni, nu a dezinfectat nimeni arsurile. Oamenii care lucrează acolo, ei nu erau responsabili de pacienții internați. Adică, viermii aceia n-au apărut dintr-o dată, într-o oră, într-o trei ore. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Dar dincolo de asta, ce aș vrea să subliniez este că nu putem învinovăți întregul personal medical. Este singurul spital unde avem personal specializat pentru Mari Arș. Dacă acum are loc o explozie undeva în țară și avem mai mulți răniți, unde îi ducem? În străinătate. Nu avem capacitate. Acum, dacă vin 5 pacienți în plus, avem o problemă gravă ca țară. Iar această situație este inacceptabilă. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim și noi. Și eu am avut, efectiv, senzația că deși știți ce se întâmplă acolo, e clar că nu o să faceți nimic. Înțelegeți? Da, încrederea de toate părțile este la un nivel foarte jos. Păi e și normal. Da. De aia, de exemplu, și dumneavoastră când i-ați dat lui Tolontan filmulețul ăla, asta nu e normalitate. Da, eu înțeleg foarte bine ce ați făcut, pentru că ani de zile, zeci de ani de zile, totul s-a mușamalizat. Și atunci, nu pot să zic că nu am înțelegere pentru asta, dar trebuie să spun și că nu e normalitate. Adică... Domnului manager, da? Îi spuneam de șeful de secție și el îmi trimitea după aia hotărâre că ce mai am de reclamat și așa să fac șefului meu direct ierarhic. Adică șeful de secție care a ieșit la colectiv, după cum știți, și a zis că noi avem de toate. Iar la noi se mulea pe capete. Ca și acum. Ultima care a murit la noi, Bogdan Roxana, care a supraviețuit săraca până în decembrie, parcă. Deci avea și în urechi piogenic. Era de la colectiv? Sau? Da. Și în urechi. Și fata aia a avut arsură tot așa 10-15 maxim. Deci fata aia nu a murit în niciun caz de
arsuri de căi respiratorii. Știți că le pun cerceafuri pe față. Să nu-i mai vadă. Și mă intru în salon, băi, zic, ce faci? Oamenii ăștia totuși n-au murit. Cum să le pui cerceafuri pe față? Deci au o bucățică de cerceaf în pături, le pun pe față. Se trezește, deschide ochii. Dacă el deschide ochii în cerceaf. Asta este situația și nu le pasă. Se dau plicuri la șef ca să te roteze la... Deci cum se dau plicuri la... Șefului de secție. Da. Ca șeful de secție să-ți dea sala la care dai anestezii, da? Sala de operații în care să înșpăși mai multe. Înțelegeți? Naiba. Și cum naiba se poate rezolva chestia asta? Cum au ajuns spitalele în halul ăsta? Și medici, de fapt, că asta e o chestie foarte umană. Păi, ne-am... Maica-mea mi-a spus că ăștia nu mai sunt oameni, de fapt. Că noi nu mai suntem oameni. Ne învârtim doar în jurul banului. Piața dumneavoastră după colectiv. Lucrez în prezent, mă ocup de un ONG, încerc să mă împart așa în perioada mea de recuperare și să ajut și eu mai departe. Nu purtați pică nimănui pentru ceea ce s-a întâmplat atunci? Nu sunt în măsură să împăr pică nimănui. De unde găsești puterea să mergi mai departe, privindu-te în oglindă și dându-ți seama că altcineva este vinovat și tu n-ai greșit cu nimic? N-am de ales. E singura cale înainte. Și sus. Nu e atât de simplu. Teta a fost mult mai arsă decât fie mea. Fantastică. Ai de-o bucă că venit. Normal că am venit. Nu era să nu vin. Fraților, mulțumesc că ați venit mai întâi și voiam să
Cumva am simțit nevoia să vă spunem ce am mai făcut pe aici. Prima dată aș spune un lucru pentru cei care încă mai au nevoie de tratamente în străinătate. Mai sunt bani la Ministerul Sănătății și i-am eșalonat pe următorii 2 ani. Și Spitalul de Arș e secția de terapie intensivă, acolo unde sunt tratați. Maria Arș este renovată, s-a curățat până la cărămidă și ar trebui să fie într-o cu tot o altă formă. Existau 12 paturi, o să existe numai 6. Și o să fie câte un pacient într-o cămăruță, o să fie mai bine izolat și sperăm noi mai bine tratat. Și Ministrul Sănătății de atunci, de ce a coordonat atâția Maria Arș acolo? Noi eram în Spitalul de Arș și era full. Stăteam la intervenție acolo jos, eram 2 în pat. Da. Acum, cum s-au putut trimite asemenea cazuri într-o locație în care n-aveam ce să căutăm? Ministrul spune avem de toate, a fost fără precedent. În orice oraș din Europa, dacă ai atâția arși, nu știi ce să faci cu ei. Îi duci prima dată la terapie intensivă și după aia trebuie să-i duci în spital, în centre specializate pentru arsuri. Repet, aș vrea să înțeleg cum a fost posibil în țara asta ca reprezentanții statului, având aceste informații pe care noastră le aveți atunci, le aveau și ei, și întreb cum de statul, prin ministrul respectiv, de la momentul acela, a făcut lucrul ăsta. Care ar fi opinia statului vis-a-vis de ceea ce tot statul a făcut cu un an în urmă? Asta e o decizie politică. Problema a fost decizia politică, le dăm voie să plece, le dăm formularul sau nu. De ce e important formularul? Pentru că asta e singura garanție că se plătește. Iar întârzierile la transfer s-au datorat exact emiterii acelor formulare 112. Nu mai facem niciun concurs în niciun spital până nu avem un nou contract de management care să stabilească mult mai bine cu obligațiile managerilor. Asta e mesajul tău. O să ne punem în cap, de mâine. În prima fază mă interesează ce spunem la presă. Da, cum să zicem, în mod elegant, că toată procedura de selecție a managerilor este o mizerie, de la cap la coadă. Poate ar trebui să zicem fix așa. Sau, constatând situația cu un management care poate fi caracterizat cel puțin defectuos și rezultatele la unitatea de Arș se văd, ministrul Vlad Voiculescu a decis să amâne organizarea concursului de management până la 1. Revizuirea procedurii de selecție a managerilor și 2. Elaborarea noului contract de management. Acestea fiind zise, decizia ministrului Vlad Voiculescu este următoarea. Niciun concurs pentru ocuparea funcției de management nu va avea loc până când nu se vor definitiva aceste analize și modificări, iar termenul este de câteva săptămâni. Problema este corupția managerilor marilor spitale. E vorba de vreo 14 spitale care au buget imens și practic aici este nodul care trebuie tăiat și pe ăsta de aici trebuie început. Ok. Ideea este Consiliul de Administrație numit, care nu are în componență nicio persoană cu vreo abilitate pe management, este numit politic, automat el organizează și managerul va fi, nu știu. Deci asta e, ca să zic așa, o variație. Dar nu fie politic, nu o să putem face. Și atunci în comisia aia trebuie să introducem cel puțin 2 outsideri. 2 oameni din afara sistemului. Noi în România stăm extrem de prost la capitolul manager de spital. Și stăm destul de prost, foarte prost, pentru că avem o școală de management sanitar incapabilă, absolut coruptă, care dă certificate pe bandă unor oameni care își trimit de la distanță banii în plic și după aia primesc certificatul acasă. Și atunci noi avem un porc pe care vrem să-l învățăm să danseze. Trebuie să ne, nu știu, să ne setăm niște așteptări rezonabile la condițiile de față. Ideea e ca la concursul ăla să participe și altcineva, nu doar un porc. Mai degrabă să gândim lucrurile de așa manieră încât dacă vine cineva care a condus un spital provincial în Franța, să aibă posibilitate, conform legii, să-și demonstreze experiența în felul ăsta. Hai, Ioan, eu să
avem un caz care este chiar și ar vrea să vină cu foarte multe documente, două doamne din zona de contabilitate de la un spital bucureștean. Din banii spitalului. Pentru ce spital e? Malaxa. Malaxa. Și la profesor universitar, mă? Domn profesor, securean. Vrei să auzi cum vorbește cu angajatele? Nu, îmi dau seama. Două mașini vin. Uite. Opa! Asta cred că e. Nu. Nu oprește aici. Nărțan oprește aici. Nărțan. Hai, domnul Securianu. Ăsta-i. Ăsta-i, frate. Aici este o situație a furnizorilor de când a venit dânsul Malaxa până ziua de astăzi. Ce furnizori și sumele. Asta este foarte importantă. Unde am făcut cu pixul sunt cei dubioși, adică care taie facturi false, cu care se fură. Deci el vine, vă pune pe masă factura, cineva, da? Da, și zice, rezolvați-o, nu? Da, plătiți-o mâine, urgent. A, în primul rând plătiți-o. Păi nu, păi da, toate facturile acestea sunt pe a doua zi. Da, vedeți. Deci așa... Oprescu a făcut un sfert din clinică cu banii de la noi. Care clinică? Clinica din Elveția. Clinica este, funcționează. Este construită după standarde, după tot. Bun. Clinica îi aduce venituri. Și cum a luat el banii de totuși din Oprescu? Prin Winkler, care era șeful consiliului de administrație? Nu, erau șpăgile care se dădeau. Deci prin Alex General, prin Alsa și prin Farmville. Astea sunt firmele lui. Ok. Da, v-ați făcut vreodată vreun calcul așa? Câți bani a pierdut spitalul, de fapt? Noi asta vreau să vorbim. Asta vreau să spun. Deci noi puteam să mai facem un spital în față. O clinică ultramodernă, dotată, cu aparatură de ultimă generație. Eu știu ce spun. Pentru că mie mi-au trecut prin mână aceste facturi false. Adică vorbim despre milioane? Sau despre ce vorbim? Milioane de euro. Zeci de milioane de euro. Anul trecut, în decembrie, după nenorocirea cu copiii de la colectiv, au furat ăștia mult de tot. De ce? Deci s-au dat la bani, aiurea, aiurea. Erau liste de investiții de acum 3 ani, care nu le căca nimeni. Și îndată s-au aprobat toate. Și în luna decembrie s-au aprobat toate. Și le-am luat și anul ăsta? La bucată, pe SEAP, fără procedură, fără nimic. Primul venit, primul servit. Mă simt foarte vinovată de ceea ce se întâmplă. Dacă înțelegeți ce vreau să vă spun. Înțelegem. Rămâneți pe ideea că vreți, că din proprie inițiativă doriți să vorbiți cu procurorii. Da, da. Rămâneți pe ideea asta. Da, da, normal. Rămâneți de asemenea pe ideea că totuși vreți ca întâi să se afle public, pentru ca nimeni să nu poată moșamaliza cazul, da? Da, normal. Așa nu există limitele. Bun. Și în momentul publicării mergeți la DNA și da, vorbiți cu ei. Asta rămâne bătutem cu ei. Oficial a început
campania electorală pentru scrutinul din 11 decembrie, când vom alege un nou parlament. Pentru prima oară, românii din diaspora vor putea vota prin corespondență. Mai multe ne spune chiar acum colega... La bandiți, nu contează contextul. El e bandit, rămâne asta, da? Dacă cineva care a făcut asta, mai contează cine îl sună ca să nu vorbească? Dar eu sunt curios, el a avut vreun plan? La un moment dat când o să-i cadă astea în cap? Adică are planul B? Vorba ta, să-și facă geanta, pac, oare lipită, s-a dus la cam filme și a luat de acolo lingourile și s-a cărat. Are planul B, oare? Procurorii anticorupție susțin că Florin Segureanu a băgat mâna în caseria spitalului Malaxa de 1075 de ori. Informațiile au fost publicate inițial de jurnalistul Cătălin Tolontan. America, Asia, dar și în România. Din moment în moment, Florin Segureanu trebuie să iasă din biroul procurorilor de aici, de la Direcția Națională Anticorupție. Îl așteptăm așadar... Este, da. A venit factura domnului Securean. Ați luat bani din caseria în zile. E un model de succes pe care l-am venit în voie să plătească o firmă pe care spitalul a mai încărat de plasări de ușa! Ok, uitate, pot atâtea. Securean a ieșit din cătușa din... E o donanță de urgență mâine pentru a deveni manager de spital clinic. Eu n-am deloc pretenția că am reformat managementul spitalului din România cu asta. E un prim pas. La întrebarea de ce n-am ieșit mai repede cu asta, este că am încercat o negociere cu părțile implicate, așa, ca să nu fie răzbelul chiar răzbel. Pe de altă parte, am fost blocat în mai multe rânduri de toate instituțiile care trebuie să avizeze. Ultima la rând a fost Disnesa Academie. Nu ți ascund că dacă presupun că ăștia o să treacă toate sfoile, în momentul ăsta a ajuns deja la Antena 3, s-a scurs OG-ul. Da, și-a zis că vreau să scot. Da, asta mă gândesc și eu. Și de fapt, orice spun rău, mâine este pentru mine un compliment. Și acum vreau să fac o dezvăluire pe sursele mele de ce vrea guvernul să introducă manageri noi în spitale. Am informații că acest guvern vrea să aducă câteva firme de afară care să ia tot managementul pe spitale din România, să ia aia de afară profituri, să se dezvolte pe partea medicală și noi să avem spitalele care le avem, dacă să le închidem pe toate, dacă se poate, altcine ar fi pentru ei. Oamenii prin spitale cam știu și ar turna cu mare plăcere, dar nu există mecanisme de control interne ale sistemului. Noi ce putem să facem este ce face domnul Tina, și anume se duce cumva post factum și își ia informațiile din teren, sau dacă avem indicii, atunci de asemenea pot să fac asta. Problema este extrem de gravă, adică am vorbit cu persoane din sistem și asta cu Malaxa, unul că știa toată lumea, doi, că e prieten cu mai toată lumea, inclusiv din domnii din politică și în domeniul sănătății, își dau cu părerea. Iar jumătate din spitalele din București, o jumătate din spitale, managementul... Aceeași situație, probabil. Aceeași situație, da, mai puțin gura lipsi. Lumea care a venit, în cel normal, a venit că nu mai puteau decât de tare le înjura și le amenința. Nu pentru că nu s-a mai putea cu furatul. Și nu i-a atins nimeni niciodată. Și ei nu cred asta. Asta cred că sunt, putem vorbi mai multe domenii, că nu i-a atins nimeni niciodată și e disperare mare acum. Când dacă te iei de un manager din ăsta, care e destul de bine înfipt, cum e Lucan, spre exemplu, te sună. Sună o groază de oameni, plus te trezești cu hârtie de la Comisia de Abuzuri din Parlament, plângeri peste plângeri, că l-a abuzat Comisia.
Am vrea să lansăm pe asta înainte de alegeri, cumva ideea, pentru tot ce vine pe sănătate, semnăm un protocol, pentru că, în mod evident, lucrurile ajung la dumneavoastră și ne gândim o dată că ar avea o imagine mai bună și, doi, ar fi mai... Poate că ar fi unii ceva mai timizi în a dezmembra ceea ce punem noi la oaltă acum. Cam asta am vrea să facem. Tot prin ordonanță de urgență s-au făcut câteva modificări care privesc managementul în spitale, pentru care îl invit pe domnul ministru Vlad Voiculescu să le explice. Vreau să vă spun că mare parte din schimbările pe care le aducem astăzi, pe care guvernul le-a adoptat astăzi, au fost gândite ca soluții la problemele identificate de controlele efectuate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății în ultima perioadă. Nu mai vorbim de simple inadvertențe, vorbim din păcate de fenomene care ne afectează pe toți de ani de zile. Nepotismul, politizarea, conflictele de interese. Managerul de spital ideal ia decizii în interesul pacienților. E motivul pentru care managerii de spitale nu mai pot, începând de astăzi, deține funcții de conducere, administrare sau control în cadrul niciunui partid politic. Nu dorim spitale conduse în funcție de interese politice. Am avut asta în destule cazuri în ultimii 25 de ani în toată țara. Și, după cum știm, șefii partidelor politice, în general, se tratează la spitale din străinătate, chiar pentru afecțiuni mai puțin complexe. Mulțumesc mult, domnule ministru. Dacă sunt întrebări, vă rog. Maria, te rog. Dacă ne puteți spune care sunt cauzele pentru care nu se efectuează niciun transplant pulmonar în România? Voi detalia cu mare plăcere, dar cu altă ocazie. Mă scuzați, tocmai a murit un pacient la începutul lunii octombrie, care e pe lista de așteptare. Este normal, pe listă... pentru unii oameni este destul de urgent răspunsul, ca Bun. Să așteptăm detalii ulterioare. Transplantul de plămâni pentru pacienți din România, există zeci de cazuri, se efectuează la Viena, la AKH, unde există atât infrastructura, cât și personalul, cât și expertiza. Pentru 120.000 de euro, domnule ministru, în condițiile în care se poate efectua cu 90.000 de euro echivalentul, potrivit declarațiilor managerului Spitalului Sfânta Maria, la noi în țară. Și nu credeți că ar trebui să urgentați situația, având în vedere și clarificările, având în vedere că pacienții mor, sunt pe listă de așteptare? E foarte simplu. Eu am o responsabilitate. Chiar aveți o responsabilitate? Chiar am o responsabilitate și responsabilitatea mea este să pun întrebările corecte și să iau o decizie atunci când am informațiile. Și atâta timp cât nu am informațiile... Mi se pare destul de periculos că Ministerul Sănătății susține că în momentul de față nu este un serviciu de calitate la spitalul respectiv, în condițiile în care, potrivit managerului, există toate avizele și tot din partea Agenției Naționale a Transplantului. Deci este inacceptabil să ai un spital dotat cu tot ce îi trebuie ca să facă transplant, cu medici care sunt specializați să facă transplant. Adică câți oameni au pierdut șansa la viață? Pentru că nu știu ce. Pentru că niște suspiciuni nu știu unde. Este o întrebare foarte importantă, foarte gravă. Să nu lași să se întâmple transplantul în România, să zici că las că trimit eu pacientul nu știu unde, la AKH, la Viena. Știți că asta cu străinătatea este cel mai scurt drum să te faci bine mai nou. Să pleci în străinătate. Deși în România ar putea să se întâmple fix aceleași lucruri, la niște costuri evident mai mici. Omul, ce ai zis? Că există suspiciuni în legătură cu acreditarea. Ok. Noi am zis aceste lucruri în baza a ceea ce ne-a spus domnul Deac aici de față cu toți, că a fost constrâns să semneze acreditarea de la Sfânta Maria. Același lucru mi l-a spus și mie în birou. Suspiciuni clar sunt ridicate, în momentul în care Dita Mai, directorul ANT-ului, afirmă acest lucru. Mai departe, Simona a făcut ordinul de control. Controlul se face pe transplant și aflăm dacă respectă grila sau nu. În scandalul legat de transplantul pulmonar la Spitalul Sfânta Maria, managerul unității a depus o plângere penală la parchet împotriva ministrului Sănătății. Vlad Voiculescu refuză finanțarea acestor operații pe motiv că spitalul ar fi fost acreditat fără a îndeplini toate condițiile necesare. Pentru că spitalul e în subordinea primăriei, primarul general Gabriela Firea răspunde cu o solicitare imperativă. Fac o solicitare oficială, ca primar general și ca cetățean al acestei țări, către Ministrul Sănătății, să deblocheze transplantul de plămâni de la Spitalul Sfânta Maria de mâine dimineață. Mâine dimineață ar trebui să aibă loc operații. Salut! Salut! Vali, cum facem să facem o conferință de presă astăzi de la 6?
Deci, aș vrea să anunț următoarele. Am îndoiel major asupra acreditării de la Sfânta Maria. Am informații foarte clare că s-au făcut sub presiune politică. Găsesc că presiunea pe care o face în continuare doamna primar Firea este abominabilă, atâta timp cât este vorba despre punerea în pericol a vieții unor oameni. Mi se pare complet irresponsabil din partea unora ca cei de la PSD să împingă o chestie de genul ăsta. Alo, să trăiți, domn profesor. Domn profesor, domnul ministru ar vrea să vorbească un pic cu dumneavoastră. Îl dau pe dumneavoastră. Alo, bună ziua, domn profesor. Seara. Uitați, astea, atacurile au continuat, așa încât o să trebuiască să răspund. O să spun însă ce mi-ați spus și vreau să mă sfătuiesc cu dumneavoastră asupra formei. Eu aș vrea să spun așa, că din informațiile mele, directorul ANT a fost constrâns, a semnat constrâns acreditarea. Cu permisiunea dumneavoastră, domn ministru, asta poate să aibă implicații juridice, faptul că am semnat constrâns. Nu cred că, numai o mențiune, practic nu s-a întâmplat nimic rău. Adică sigur că nu-i bine că asta a fost acreditat, dar nu s-a întâmplat nimic rău, nu s-a operat niciun pacient, nu a murit nimeni. Nu, dar asta dărâmă toată credibilitatea agenției, dacă s-a întâmplat așa. Da. Și chiar o să spună că asta e o treabă influențată politic. Și pentru bolnavi nu dă bine. Deci bolnavi care tot speră și se uită la agenție cu ideea că se face ceva pentru ei, nu cred că e bine, domnul ministru. Deci da, asta e adevărul, cum, adică, nu? Da, dar nu pot să o dovedesc. Și eu m-am spus așa, ca o ceva din casă. Însă... Păi nu e adevărat. Atunci când ministerul v-a întrebat dacă să acrediteze secția de pneumologie, dumneavoastră ați răspuns că nu este încă ok și că trebuie o analiză mai, judicioasă. Dacă eu spun că am făcut treaba asta, o să zic, uite ce fac ăștia la agenție, să joacă de acreditarea. Nu ne putem permite treaba asta. Asta înseamnă că trebuie desfăcut acreditarea. Păi eu de la premisa asta plec. Deci acolo ori s-au respectat toate condițiile și s-a făcut ca la carte și atunci păstrăm acreditarea. Dacă nu s-a făcut ca la carte, evident că trebuie tragem acreditarea. Adică, nu știu, asta mie mi se pare evident. Dacă nu există, nu se îndeplinesc toate condițiile, deci, atunci clar că trebuie... Eu v-aș ruga foarte mult să nu spuneți treaba asta. Poate avea consecințe juridice. Bine, mă consult cu ai mei. Nu pot să mă promit, dar promit că iau în considerare. Da. Bine, mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Nu, acum. Da, acum o să fie la... aici, la noi. M-am întârziat. Da, bine. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc. Seară bună. Profesor, ce am făcut în pantaloni. Da. Hai să scriem. Okay. Spitalul Clinic Sfânta Maria nu poate avea grijă de pacienții transplantați după efectuarea operației, pentru că în spital nu există un compartiment de pneumologie. Înființarea acestui compartiment era esențială și obligatorie pentru urmărirea postoperatorie a pacienților transplantați. Ce vă pot spune în acest moment este că avem suspiciuni serioase că Spitalul Clinic Sfânta Maria a fost acreditat sub presiune politică, iar faptul că acum vedem atacuri dintr-o anumită parte a eșecheiului politic ne dă un indiciu despre ce presiuni politice vorbim. După ce a fost acreditat, Spitalul Clinic Sfânta Maria a constatat că nu poate avea grijă de pacienții transplantați după efectuarea operației, pentru că în spital nu există un compartiment de pneumologie. Înființarea acestui compartiment era esențială și obligatorie pentru urmărirea postoperatorie. Am decis așadar să nu începem activitatea de transplant la acest centru în interesul pacienților români și nu în defavoarea lor. Considerați că ANT-ul în aceste condiții a dat autorizație ilegală. Ok. Uitați, eu nu sunt aici ca să dau verdicte juridice și nu sunt aici nici să dau verdicte medicale. Atâta timp când nu există toate condițiile îndeplinite, nu putem să vorbim
propagandistic și politicianist despre ce frumos ar fi să facem transplant de plămâni în România. Este vorba de viața oamenilor și e o tragedie, se poate întâmpla oricând. E atât de simplu. Da. Ai nevoie de ajutor cu asta? Dacă are zahăr, e perfect. Nu. Nu are. Voilà. Okay. Acum. Una sau două? Una. Mă întreb cum să formulez pe asta. Modul în care funcționează statul te cam bușește câteodată și voi ați avut un impact destul de strașnic cu modul de funcționare al statului și cu efectele nefuncționării lui. Da. Cu corupția și cu sistemul sanitar și altele. Iar ce vedem aici, de când am venit, nu e numai ăla din vârf, dar e un exponent care poate fi mai bun sau mai rău. Dar tot ce-i sub este putred. Este putred, tot ce-i ministerul ăsta este 90% profund depășit, cel puțin, dacă nu este și corupt și total demotivat. They don't give a fuck despre nimic out there. Așa încât ne îngrozește puțin ce ar putea să se întâmple după alegerile astea. Dacă lumea nu se ducă la vot, ce o să se întâmple este că PSD o să ia foarte mult și cu celelalte partide retrograde și o să încerce să întoarcă lumea acolo unde era acum un an. Pentru că ăla e locul bun pentru ei. Ăla e locul în care ei se simt bine. Iar cu ce se întâmplă prin lume, da. Cel mai dur reflect tehnocrat. Ia. Iar ministrul, practic dumnealui, trebuie să deblocheze bugetul de la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate pentru a se putea face operații în România, în București, la Spitalul Sfânta Maria. Și dumnealui ce face? Ia plămânii personal, prin angajați, plămânii prelevați în România și îi trimite afară. Deci nu au fost buni plămânii pentru români care stau pe lista de așteptare. I-au dus la export. Unde? La Viena, unde a lucrat domnul ministru. Acum să-mi spuneți dumneavoastră, avem acest spital acreditat de top european și în care s-au investit milioane de euro și un ministru care a lucrat în Austria trimite toți plămânii în Austria și pe bolnavii români tot în Austria, îi las pe români să tragă singur concluzia. Eu nu trag nicio concluzie. Foarte bine, îi lăsăm pe telespectatori să tragă... Fiecare... Avem aproape 19 milioane de români așteptați la urne până la ora 21. Ca de obicei, politicienii s-au aflat printre primii votanți. Lola, tu ce faci? Nu. Băi! Aolea, da, așa te vreau. Mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim! Să avem mână! Mulțumesc! Alezi bine! Da. Succes! Sănătate! Ai cred că astăzi, la sfârșitul zilei, o să știm încotro merge România. Și asta o să depindă de votul fiecăruia dintre noi și sigur de câți o să vină la vot. Cred că din experiența mea de 6 luni la Ministerul Sănătății pot spune că trebuie curaj și că trebuie să ai cu cine, sigur. Și lucrurile se pot schimba. Cred că trebuie să meargă toată lumea la vot. Fraților, mergeți la vot. Sute de pacienți trebuie să știți acest lucru și au exercitat dreptul la vot
de pe patul de spital, motiv în plus să mergeți la vot. Chiar dacă sunt bolnavi dintre ei, abia ieșiți din operație, aceștia au vrut să contribuie la alegerea parlamentarilor. De fapt, realitatea ne arată că tinerii între 18 și 24 de ani au fost la vot în proporție de 5%, în timp ce cei între 28 și 34 de ani în proporție de aproximativ 10%. Până acum au fost numărate 99% din voturi, iar situația este cât se poate de clară. Partidul Social Democrat a câștigat aceste alegeri. Este vorba de aproape toate județele, 34 de județe. Pentru prima dată chiar și Ardealul a fost câștigat de această formațiune politică și este o premieră că inclusiv Brașovul a fost câștigat de PSD. Iată ce conține așadar acest program, pe baza căruia a câștigat 45% din voturi cu un scor istoric la parlamentare pentru PSD. Impozit zero pe venit pentru medici și IT-iști, indiferent de sumele încasate. Restul vor avea impozit de 10% față de 16% cât e acum. Salariul minim brut va urca la 1750 lei în 2020. Halo! Halo, tăticule, ce faci? Aolea, momentan, nu o să fie așa rezultatele, dar toți sunt criminale. Da. E ceva? Ai. E ceva? Ai, PSD-ul? Păi nu-i vorba, mă, dar n-au avut niciodată din istoria lor așa scor, mă. Cum se poate așa ceva, băi, ta? Da, pune întrebare. Parcă am fi pe altă lume, bă, ăștia cu care discută pe internet sunt absolut o minoritate. O cineva de trei... Da. 10% sau 20% aia de la... 10-15%. Da, da, da. Restul e pulbere. Păi ce să cauți aici în că așa nu s-au scolat nici în 30 de ani de acum cu 130. Dacă te uiți un pic în istorie, o să vezi că nu-i vorba de 10. Păi, că nu-i vorba de 10. Să zici că, doamne, mai trage 10, 5 ani, 10 ani, 130 de unde, dracu? Ești la pensie și ești tot așa. Nu știu, băi, tată. Da. Nu-i de șadă, că muncești degeaba. Păi, i-a zis mai bine de acolo, pe unul bolnav, pe unul cu aia, cu o grijă, cu aia. Dar să încerci să nu gândești poporul, e tristețe mare, mic. Da. Bine, tati. Da. Mă întrebam acum de... Mă gândeam acum de măsurile luate care o să mai rămână. Putui. Hai, mă, Mirela, mă, odată. Mirela, hai că avem mult de treabă. Hai odată. Dă un chis, da, mă, zic. Rezumă, te rog frumos, că e important. Zi. Se aude și omul ăsta. De securemul? De avertizmentul pe care l-am primit. Am fost abordată de cineva din sistem. Mulți serviciilor. Să fim un pic mai atenți cu familiile. Neoficial. Neoficial. Mi s-a spus. Am nimerit niște, cum a zis? Am nimerit într-un cuib de mafioți lipsiți de scrupule. Nu știm cine sunt. Adică care dintre ei se încadrează la mafioți lipsiți de scrupule. Mă rog, secura nu sigur. Nu-mi dau seama. Masonerie, securiștii, țăriștii, ce-or fi, ei, nu știu, pseudo-securiști, care sunt suficient de tâmpiți încât să poată să încerce să ne afecteze prin familie. Oricum, banii Oprescu, Gașca... Ok. Deci, azi scriem asta, da? Firea l-a numit pe un manager PSD care legea îi cerea să nu conducă un singur spital, în postura de a coordona 19 spitale cu un buget de 1 miliard de lei. Da? La mulți ani, Lucian, la mulți ani. Crăciun fericit. Crăciun fericit și...
să fiți sănătoși, să fiți fericiți împreună, să vă dea Dumnezeu, să vă bucurați de minunea aia de fată pe care o aveți. Să vă trăiască. Ce faci? Uite, acum mă duc la cimitir. Un pic. Bine, mai atunci. Doamne ajută. Numai bine, papa. E cineva la el. Gata, mă. Noroc, tata. Asta e al lui. Heroes don't look like they used to. They look like you.